Guvernul a aprobat Strategia Națională de Apărare pentru următorii 10 ani. În document se menționează că, cităm, agresiunea militară directă a Federației Ruse asupra Ucrainei, acțiunile hibride și politica agresivă deliberată a acesteia, încălcarea în mod flagrant a principiilor dreptului internațional, precum și a prevederilor acordurilor multilaterale care au stat la baza funcționării sistemului internațional de securitate, au afectat semnificativ atât pacea și securitatea continentului, cât și a Republicii Moldova. Citat încheiat. Noua strategie a fost prezentată de ministrul apărării Anatolie Nosatăi. Strategia Națională de Apărare identifică potențialele riscuri și amenințări în domeniul apărării naționale, în contextul mediului actual de securitate. Totodată, proiectul stabilește obiectivele politicii de apărare, căile și resursele necesare pentru realizarea acestora. Scopul strategiei constă în dezvoltarea unui sistem național de apărare modern, cu o resursă umană profesională și capabilități corespunzătoare de a răspunde provocărilor de securitate pentru a asigura prevenirea, descurajarea și respingerea agresiunii la adresa suverenității, independenței, unității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nosatăi a mai precizat că Strategia Națională de Apărare stabilește dezvoltarea și modernizarea capacității de apărare, integrarea în arhitectura de securitate și apărare a UE, precum și dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de cooperare bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității militare. Până în anul 2034, Strategia Națională de Apărare va fi documentul de referință în procesul de elaborare a programelor naționale sectoriale de implementare. Strategia Națională de Apărare enumeră amenințările la adresa securității Moldovei. Una dintre ele este războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în special posibilă extindere a operațiunilor militare în regiunea Odessa. În acest sens, un obiectiv posibil, stabilirea unui coridor militar terestru până la hotarele Republicii Moldova, ar reprezenta o amenințare directă la adresa ordinii constituționale și statalității țării. Totodată, o altă amenințare sunt atacurile hibride din partea Rusiei. În strategie se menționează că acestea sunt desfășurate atât direct de Moscova, cât și de grupuri speciale locale cu orientări radicale. O amenințare reprezintă forțele militare ale Federației Ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, precum și formațiunile armate ale regimului neconstituțional din regiunea transnistreană. Întrebat de Canal 5 dacă există cumva amenințări din partea Rusiei asupra Republicii Moldova, Nosatăi a spus că strategia definește clar amenințările care sunt pentru securitatea militară a țării noastre. Nu este amenințarea din partea Rusiei, ci din activitatea Rusiei care subminează interesele naționale a Republicii Moldova. Strategia de apărare presupune asigurarea treptată a echipamentelor speciale, dezvoltarea infrastructurii, pregătirea personalului, întreținerea și sprijinul logistic pentru protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Strategia prevede ca Moldova, până în 2029, să desfășoare cel puțin un exercițiu militar comun cu țările UE pe an, iar până în 2034, două astfel de exerciții comune. De asemenea, se prevede că până în 2034 Moldova să semneze cel puțin încă două memorandumuri militare cu UE. Proiectul strategiei naționale a fost consultat, expertizat și aprobat de către specialiști în domeniul apărării din Statele Unite ale Americii și din România. Douăzeci de vehicule militare multifuncționale de mare mobilitate vor ajunge în Republica Moldova în această săptămână. Potrivit Ministerului Apărării, mașinile sunt o donație din partea Statelor Unite și vor fi utilizate de militarii ai Armatei Naționale în cadrul antrenamentelor și exercițiilor naționale și internaționale. Din cauza vremii caniculare, tehnica va fi transportată noaptea, mai precizează Ministerul Apărării. Înarmarea continuă a Moldovei se face pentru a atrage Moldova în război, consideră fostul ministru al Securității Naționale, Anatol Plugaru. Avioane, radare și altele, asta e tot, manevre, mișcări, asta e tot. Și până la urmă faci, ne transformă într-o țintă legală a forțelor armate ale Rusiei. Sunt absolut convins că tot ce se face este îndreptat spre atragerea Republicii Moldova într-un război, într-un război care nu este al nostru și eu cred că nici nu este al lumii civilizate. Asta este foarte clar, că noi ne-am abătut deja de la neutralitatea permanentă a țării fixată în Constituție. Ne-am abătut abuziv,
prin uzurpare de putere și însușire de funcție care nu sunt ale Marii Sonde și nici ale Parlamentului. Problemele păcii și războiului se rezolvă în exclusivitate prin consultare cu poporul, prin a consulta părerea poporului și cum va decide poporul, așa trebuie să fie. Dar eu cred că în inima noi avem un popor sănătos la cap și pur și simplu stimate copiii la moarte sigură și în numele nu știu de ce, nu puțin cine din moldoveni își poate permite asta. Plugaru mai spune că Moldova este folosită în acest război în interesul unor mari puteri și, în plus, armamentul pe care îl cumpără ar fi vechi și de calitate proastă. Tot hlamul este tot ferul uzat care vine, de bani vine, de la americani și de la alte firme, state, firme care produc armament, tot ce e lichid, eu nu ne apără. Asta nu e modernizarea armatei. Asta noi descărcăm de depozitele de armament ale marilor companii transnaționale care acum scapă de cei vechi, de cei ce este vechi și uzat și nu ies producere de noi arme, ca pe urmă tot la proști le vânde, la alte noi. În ce constă câștigul moldovenilor din momentul din care ne-au transformat în neprieteni, în dușmanii Rusiei? Ce folos are țara de noastră? Scăpare, dacă vrem să scăpăm de război, trebuie să scăpăm cât mai curând de Maia Sandu și de toată această bandă uzurpatoare de putere care acționează absolut abuziv în nume propriu. Moldova, în cazul de fapt, este folosită, dar eu cred că și impusă s-ar putea de vorbit în cazul de față, impusă de a lovi în forțele armate ale Rusiei din teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, fostul ministru al Securității Naționale susține că țara noastră este folosită și ca zonă de tranzit pentru Ucraina. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a spus că nu comentează cele menționate de Plugaru. Reprezentanții președinției nu ne-au răspuns pentru o reacție până la redactarea acestui material, iar comunicatorul Ministerului Apărării nu ne-a răspuns deocamdată la solicitările expediate. În ultima perioadă, Moldova a obținut sau a cumpărat tehnică, blindate, arme, drone și diferite ajutoare pentru armată de la NATO, Uniunea Europeană, dar și din Franța, Germania, România, Polonia. În total am primit sau urmează să beneficieze de aproape 166 de milioane de euro. Reamintim că de la începutul lui 2024, exercițiile militare și antrenamentele rezerviștilor Armatei Naționale au devenit mai frecvente. Pe pagina web a Ministerului Apărării se publică săptămânal anunțuri privind organizarea de noi tabere de antrenament, care, potrivit Ministerului Apărării, se desfășoară în conformitate cu planul de instruire pentru acest an. La 27 iunie, deputații PAS, partid aflat la guvernare, au adoptat în primă lectură un amendament la acordul dintre guvernele Republicii Moldova și României privind cooperarea militară. Documentul prevede instruirea comună și participarea militarilor din ambele țări la diverse misiuni și operațiuni sub egida ONU, OSCE, NATO sau Uniunii Europene. Militarizarea Moldovei este un factor destabilizator, a declarat șeful regiunii transnistrene nerecunoscute, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru RIA Novosti. Politicienii de la Chișinău pot nega la nesfârșit existența acestui proces, dar faptele vorbesc de la sine, și anume că Moldova își mărește an de an bugetul militar, primește finanțare fără precedent de la parteneri străini pentru reînarmarea și modernizarea armatei conform standardelor NATO, a spus Krasnoselski. El a atras atenția asupra faptului că Tiraspolul vede aprovizionarea regulată a Chișinăului cu tehnică de luptă, arme și echipamente, drone, sisteme antiaeriene și altele, precum și cea mai recentă aprovizionare cu un nou lot de armament american de 20 de automobile multifuncționale de mare mobilitate. Aproape lunar vin unități militare occidentale pentru exerciții comune, a menționat Krasnoselski. Totodată acesta a declarat că autoritățile de la Chișinău nu vor escaladare, dar, spune el, Moldova mută regulat tehnica de luptă. Personal trăiesc cu credința în pace și în faptul că nici conducerea Moldovei nu vrea escaladare, dar deplasările regulate ale tehnicii militare, inclusiv în zona de securitate, tot acolo zborurile neautorizate de avioane mici, peste 100 doar din 1 martie, desantările, aplicațiile cu rezerviști, vorbesc despre pace? Întreabă Krasnoselski. El a mai menționat că partea moldovenească vorbește mult despre dorința de a menține pacea și Republica Nerecunoscută tinde să o creadă. Pentru ce este nevoie de acest val al militarismului?
terorismului. Pentru ce se pregătesc autoritățile din țara vecină? Sunt întrebări întemeiate, dar nu sunt răspunsuri oficiale, a concluzionat șeful transnistrian Vadim Krasnoselski. Biroul politic de reintegrare de la Chișinău nu a reacționat deocamdată la declarațiile liderului de la Tiraspol. Amintim că antrenamentele militarilor, inclusiv internaționale, dar și ale polițiștilor de frontieră, carabinierilor și rezerviștilor moldoveni s-au întețit în ultima perioadă. Acest lucru a fost recunoscut chiar de rezerviști care au mărturisit pentru Canal 5 că nu au mai avut parte de astfel de practici de când au terminat armata. Internauții la fel postează imagini cu tehnică de luptă pe drumurile țării, dar și pe paginile oficiale ale Ministerului Apărării. Aproape săptămânal sunt publicate mai multe astfel de știri. Instituția ține să ne asigure că aceste acțiuni nu sunt legate de situația din regiune și că fac parte din planul de instruiri din acest an al Armatei Naționale. Ținem să menționăm că de la izbucnirea războiului în Ucraina, Moldova și-a întărit capacitățile militare prin finanțare de la structurile europene, dar și-a crescut treptat și propriul buget pentru apărare, în pofida statutului său de neutralitate. Anul trecut, majorarea a fost de 650 de milioane de lei, ajungând până la aproximativ 1,7 miliarde, iar anul acesta este de aproape 2 miliarde. Asta în timp ce bugetul pentru educație, spre exemplu, a fost redus cu peste jumătate de miliard față de cel din 2023. Autoritățile își propun să crească finanțarea armatei gradual, astfel încât până în 2030 bugetul acesteia să ajungă la 1% din PIB-ul țării. Industria vinicolă din Moldova este pe cale de dispariție, iar producătorii autohtoni au nevoie de sprijin. Despre aceasta au declarat marți în cadrul unui briefing deputații grupului parlamentar al blocului Victorie, Marina Tauber și Alexander Nesterovski. Industria pur și simplu dispare. Exporturile s-au prăbușit. Piețele obișnuite au dispărut, inclusiv la inițiativa PAS. Europa nu are nevoie de vinul moldovenesc. Vinificatorii nu au sprijin din partea statului, nu primesc credite și subvenții. Vânzările au scăzut chiar și în interiorul Moldovei. Stârnește îngrijorare aderarea la Uniunea Europeană anunțată. Aceasta va determina importul unei cantități și mai mari de vin european în Moldova. Ne temem că piața noastră o să fie umplită de vinuri ieftine din Spania, Italia și Franța și în timpul acesta cei care activează în domeniul despre care vorbim astăzi nu o să aibă posibilitatea să vândă vinul nostru moldovenesc. Deputații au mai menționat că, potrivit experților, UE de mult se confruntă cu supraproducția de vin. Asta înseamnă că nimeni nu are nevoie de vinul nostru acolo sau va fi vândut aproape gratis. În același timp, Moldova ar putea fi invadată de vin european, care va distruge în totalitate industria vinului în țara noastră. Aderarea la UE practic va pune cruce pe exportul vinurilor noastre pe piețele Uniunii Economice Eurasiatice. Vor fi introduse taxe, care vor face ca vinul nostru să devină necompetitiv acolo. Dar Rusia, Belarus și alte țări ale fostei URSS sunt cele care cunosc, iubesc și apreciază vinul nostru și își amintesc în continuare de producătorii noștri. Lipsa sprijinului pentru vinificația locală ar putea duce la prăbușirea industriei, precum și la o creștere bruscă a prețurilor la produsele locale, dar și la pierderea terenului în fața producătorilor europeni. Deputații blocului Victoriei dau asigurări că vinul moldovenesc este așteptat în est. Rusia este dispusă să coopereze cu producătorii noștri. Asta a declarat șeful Rosselhoznadzor, Sergei Dankwert. Totodată, membrii grupului parlamentar l-au îndemnat pe premierul Dorin Recean să dea răspunsuri clare la întrebări importante pentru industria vinicolă din țară. Vor fi îndeplinite condițiile de concurență loială? Există vreun program care să susțină produsele locale și să protejeze industria locală în procesul de integrare europeană? Vor obține vinificatorii noștri careva scutiri de taxe pe o piață atât de competitivă? Va crea statul condiții pentru protecția indicațiilor geografice și a garanțiilor caracteristicilor tradiționale, așa cum este obișnuit în Uniunea Europeană, vor fi respectate regulile Uniunii Europene privind comerțul cu vin.
Canal 5 a contactat serviciul de presă al executivului și Oficiul Național al Viei și Vinului pentru un comentariu la declarațiile deputaților, reprezentanții cărora ne-au promis că vor veni ulterior cu o reacție. La nivel mondial, Republica Moldova este una dintre primele 20 de țări producătoare de vinuri. Industria vinului este unul dintre sectoarele cheie ale economiei țării noastre. La Inspectoratul General pentru Migrație a fost inițiată o anchetă de serviciu cu privire la funcționarii care au avut tangențe cu documentarea cazului cetățeanului turc, victimă a omorului comis în 10 iulie, informează Ministerul Afacerilor Interne. Ancheta este întreprinsă de către Serviciul Protecției Interne și Anticorupție la Ordinul Maii și are drept scop investigarea procedurilor legale aplicate de funcționari. Se întâmplă după ce în 15 iulie Parlamentul a cerut inițierea unei anchete interne care să vizeze angajații Inspectoratului General pentru Migrație, care au perfectat actele pentru IZRN, cetățeanul străin, victimă a omorului din sectorul Râșcani. Inspectoratul General pentru Migrație nu a aprins becul roșu, a declarat președintele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, după audierile reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii, Procuratorii Generale, Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate. IGM nu a făcut uz corect de legislația națională, iar drept urmare procesul cu privire la cererea de azil depusă de EREN a fost tărăgânat, a mai declarat Carp la finalul audierilor în cadrul comisiei, care, precizăm, a avut loc cu ușile închise. Până în prezent, Inspectoratul General pentru Migrație nu a venit cu o reacție. În ceea ce privește faptul că turcul nu a fost extradat în ciuda a 4 solicitări trimise de Marea Britanie, Carp a dat vina pe judecători pentru că au întârziat examinarea avocaților străinului care au contestat refuzul de azil. Totuși, săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii a negat vinovăția magistraților, menționând că cele întâmplate au fost legate de acțiunile structurilor implicate în examinarea cazului. Amintim în context că deputații blocului Victoria au declarat că, în urma discuțiilor de la Parlament, au ajuns la concluzia că Republica Moldova a devenit un refugiu pentru infractorii internaționali, iar deputatul Marina Tauber a cerut demisia șefilor Serviciului de Informații și Securitate și a Poliției și convocarea Consiliului Suprem de Securitate. Între timp, oamenii legii încă nu au făcut vreun anunț cu privire la reținerea asasinului. Sănătatea nu le permite să muncească la fel ca în tinerețe și nici agerimea minții nu mai e aceeași. O spun persoanele vizate de reforma sistemului de pensii, care prevede creșterea dreptată a vârstei de activitate a seniorilor. Tatiana se încadrează și ea în această schimbare, care nu prea o încântă, pentru că în loc de 4 ani va trebui să lucreze încă 7. Mă scol dimineața tare, mă duc la lucru, că ni greu, obosesc, dar n-am încotro și vârsta. Dar eu mă gândesc la pensie. Cu ce pensie să ies? Eu nu știu. Posibil 2.000, 3.000, dar am offshore, am nădejde din ceva, am offshore pe lume. În tinerețe, femeia a fost angajată a unei uzine, care s-a închis cu multe altele după destrămarea Uniunii Sovietice. Acum e menajeră într-un magazin și se teme că mai aproape de pensionare nu va putea face efortul pe care îl depune acum. Eu lucrez servitoare, că nu pot să fiu un casier. Dar de eu ce nu știesc, de atâta computerul nu prea știu. E, cum, e așa un fel de... Programirea asta. Eu am telefon mobil, am, pot, că fiorniu, știi și m-am învățat. Eu pot să fac niște informații, să mă duc să fac, este diferite modernizări, dar n-am timp, mai caut de un bătrân. Alte persoane care se înscriu în reforma autorităților, ce prevede că din anul 2028 atât bărbații cât și femeile vor obține dreptul de pensionare la 63 de ani. De asemenea, critică schimbarea. Неправильно, почему они что не видят наших женщин, какие они? Nu se procedează corect. Ei ce nu văd cum arată femeile și bărbații noștri, găsiți măcar pe cineva complet sănătos. O să găsiți o femeie sănătoasă, e ceva ireal. Au umilit cu tot oamenii. Eu singur am 55 de ani, îs bolnavă și cu capul și cu... În scurt, eu la 63 de ani n-am să ajung. Asta e incorrect, eu nu știu la ce să gândesc ei, că ridic așa de la 61 la 63. Vremea sovietică ieșeau la 55-57 de ani, era mai altfel.
Da, pasul acum își bate joc de lume. Nu e incorrect lucrul ăsta. Cine ajunge la 63 de ani? Nu este corect că ei majorează vârsta și nu creează locuri de muncă. Nu este corect, așa pur, omenesc nu este corect. Dar ei cum trăiesc, cum stau acolo în Parlament și lor le pare că tot este bine. La noi tot este rău, tovarăși. Canal 5 a făcut un experiment. Am telefonat companii care au plasat anunțuri de angajare să vedem dacă iau persoanele care au peste 60 de ani. Обычно со скольки лет, то есть de obicei, de la câți ani? Eu îmi fac griji că totuși am 60 de ani și deja 3 companii m-au refuzat din cauza vârstei. Nu, da, și la noi nu mai mult de 50 de ani. Nu mai mult de 50? Da. Înseamnă că eu nu o să pot trece comisia? Din păcate, da. Dar ați văzut așa cazuri ca să nu treacă comisia? Am în vedere să nu scriu un zadar. Nu, da, v-am spus, mai sus de 50 de ani nu luăm pe nimeni. Până la 50, da? Vârsta de pensionare în Republica Moldova va fi egalată peste 4 ani. Din anul 2028, atât bărbații cât și femeile vor obține dreptul de pensionare la 63 de ani. Acum, femeile se pensionează la 60 de ani și 6 luni, iar vârsta de pensionare crește cu 6 luni anual. Din 1 iulie 2024, femeile se vor pensiona la vârsta de 61 de ani. Legea prin care s-a decis egalarea vârstei de pensionare s-a votat în 2021, la inițiativa deputatului PAS Dan Perciun, atunci președinte al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Autorii inițiativei au invocat indicatori demografici înregistrați în Republica Moldova, care arătau că ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 de ani este în creștere continuă. Conform unui studiu organizat de o platformă de angajare din Franța, în 2022 un sfert dintre aplicanții de peste 55 de ani spun că li s-a transmis direct că sunt prea bătrâni pentru a fi angajați. Din acest motiv, mai puțin de jumate din francezi trec de la slujba la pensie, petrecând cel puțin câteva luni în șomaj înainte să împlinească 62 de ani. Cercetarea mai arată că pentru mulți muncitori care îndură condiții fizice dificile, o vârstă mai mare de pensionare le poate pune în pericol starea de sănătate. Clipe de teroare pentru un medic stomatolog din Moldova, ucis cu brutalitate în propriul cabinet pe care îl deținea în orașul Brăila din România. Femeia de 41 de ani a suferit mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului. Încă nu se știe cine i-a fost ucigașul, însă polițiștii au deschis o anchetă. Aseară, familia a devenit îngrijorată după ce medicul nu s-a întors acasă. Soțul ei s-a deplasat imediat la cabinet, unde a găsit-o fără suflare, având mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul a sunat la salvare. Echipa de criminalistică a sosit rapid la fața locului pentru a colecta indicii și probe care să conducă la identificarea autorului. Mai mulți martori au fost audiați pentru a găsi un suspect, însă deocamdată nu se știe cine ar fi putut comite această faptă, care evidențiază o problemă majoră, securitatea și protecția personalului medical și a pacienților din toate unitățile de sănătate din România, scrie observatornews.ro. Anchetatorii cred că ucigașul o cunoștea foarte bine pe femeie, iar crima ar fi fost premeditată, potrivit replicaonline.ro, un portal de știri local. Conform unui cunoscut jurnalist din Brăila, Bahorgina, principalul suspect în acest moment este soțul victimei. Surse apropiate anchetei spun că victima se temea pentru viața ei și intenționa să-și cumpere un pistol. Cercetările poliției sunt în desfășurare pentru a-l identifica pe criminal, dar și pentru a afla dacă este vorba despre un pacient nemulțumit, un caz de crimă din gelozie sau pur și simplu un jaf care a escaladat într-un mod nedorit.